Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video, eu sunt Adrian Chelaru și astăzi vreau să vă arăt o tehnologie relativ nouă și anume ColorView pentru iluminare pe timp de noapte. Deci practic cei de la Hikvision spun că putem să vedem pe timp de noapte cu acest tip de cameră color, da? Știți că în general se vede alb-negru și o să vreau să o expun testării. În prima fază o să vă explic ce camere am pregătit, atât varianta clasică, varianta Exir și varianta ColorView. O să facem un test, practic ele au aceleași lentilă de 2,8 mm și sunt de 2 megapixeli. Singura chestie este că Exir-ul are 40 de metri IRE, pentru că asta am avut pe stoc. Și cu asta o să facem testarea. O să le desfacem în prima fază pe rând, să vedeți ce camere vreau să testăm. Da? Practic sunt noi nouțe și vreau să le testăm, să vedem dacă într-adevăr are dreptate, după care o să încercăm să ajungem și pe câmp, să vedem ce și cum. Da? Deci, IRE clasic. Da, să vedem cât de bine, da, după cum o vedeți, cu LED-uri normale. Modelul este de 4W, 2 megapixeli, 2,8 lentila, da, alimentare de 12V. Da. Camerele sunt analogice, Turbo HD, da, practic avem posibilitatea să le setăm atât TVI cât și AHD, CVI, CVBS. Da. Cu meniu aici, da, e o cameră normală. Ok, hai să o punem deoparte, să o luăm pe cealaltă. Cealaltă ar fi asta Turbo HD, care are Exir, iluminat Exir, da, e o tehnologie mai veche, dar și-a făcut treaba, deci practic nu știu cât de bine se vede. Da? La fel, 2 megapixeli, 12V alimentarea, 2,8 mm lentila, 4,5 W puterea, pentru că, v-am spus, este de 40 de metri IRE. Da? Și tehnologie POC. Da? Deci, practic, varianta asta, alimentarea și semnalul se face, putem să o facem doar pe cablu coaxial, de asta e tehnologia POC, deci nu mai tragi alimentare separată, dar poți să o conectezi și separat în modul clasic, cum știm noi. Să dăm deoparte. Acum vine partea frumoasă cu varianta ColorView. Ia să vedem. Desfacem. La fel. Asta. Da. Cum arată. Bineînțeles, tot la fel. Practic, ca și lentilă, sunt la fel. Stai să vedem cum se... Hai, mă. Nu vrea deloc să se focalizeze. Da, face pare bună. Așa, să se vede acum. 2,8 lentila, 12V, 245 mA, 3W, da? Deci tot 20 IRE și bineînțeles varianta ColorView. Carcasă metalică toate, n-am mai specificat și alimentare la fel, putem să o setăm TVI, da? Bun, o să vreau să punem testerul pe ele. Practic să vedem ce văd. Am pregătit testerul. Îi dăm alimentare și semnal. De aici o să mergem cu partea de varianta clasică. O să încercăm să orientăm așa. Setăm camera TVI și practic
mă vede și pe mine. Da, zic eu că se vede super bine pentru că ține o cameră de 2 megapixeli, da? Deci se vede destul de bine. Haideți să dăm și să înregistreze și o să vă dau să vedeți exact ce vede camera, ca să puteți să faceți și voi diferențiere. Da? Am dat acum 10 secunde, deci practic se vede destul de bine. 20 de secunde, stop. Bun, să luăm pe cealaltă. O deconectăm pe cea clasică. Practic, pe timp de zi, toate văd în același fel. Deci nu e diferență. Important este să vedem ce văd pe timp de noapte. Dar ca să știți ce vă prezint pe timp de noapte, am zis să fac video pe timp de zi. E mai bine. La fel, variantă de cameră, să-i dăm un record, tot așa un 20 de secunde. Variantă de cameră de 2 megapixeli, exir de data asta. Da? Stați să vedem. Așa. La fel, o să vedeți 20 de secunde. Am lăsat-o mai sus pentru că nu mi-am dat seama și am ținut camera mai, testerul mai jos. Da, deci practic se vede destul de bine. Ok. Să trecem și la următoarea. Următoarea variantă. Hai să vedem cât de mult se vede. Da, următoarea variantă e asta. Să dăm și un record. Cea cu Color View. Da, la fel, se vede destul de bine. Am pus-o să înregistreze 20 de secunde să vă dați și voi seama cum se vede. Da? Și urmează să facem filmulețul pe timp de noapte și să vedem dacă într-adevăr își face treaba. Salut, prieteni! Am ajuns în câmp. După cum observați, camera care filmează este un GoPro. Da? Este foarte întuneric. Da, este întuneric, întuneric este beznă. Și o să vreau să luăm pe rând, cum am spus, fiecare cameră în parte. Da? O să începem cu cea cu senzori IR clasici. O să dăm aici la record. Ok, imediat. Conectăm firele. Știu că acum mă auziți, dar nu mă și vedeți. Da? Mă ajută asistenta mea, ține drept, te rog. Da? Dăm pe record. Da? Iată varianta clasică, varianta cu LED-uri IR. Ține te rog drept așa. Da, după cum observați, se vede ca o lanternă, că poate, da? Deci proiectează lumina ca o lanternă față de exir care împărăște, o să vedeți ulterior după aia. Dacă mă duc mai în depărtare, da, observați, nu numai faptul că nu se vede culori, dar practic nu vezi prea multe detalii. De aici și plecau faptul că majoritatea camerelor pe timp de noapte nu prea vedeau foarte multe detalii, de aici pleacă și faptul că cei de la Hikvision și numai și nu numai au avansat pe partea asta să facă într-un mod prin care să vedem și pe timp de noapte color. Pentru că fiind color ai varianta să vezi mai multe detalii. Trecem la următoarea exir.
Iată că am conectat varianta Exir. După cum observați, nu mai am ca la lanternă. Este lumina împrăștiată. De fapt, asta înseamnă Exir. Practic împrăștie lumina. Mă duc mai la distanță. Da? Se vede destul de bine. Dar la fel se vede alb-negru, da? Observați? Nu vedeți culorile pe care le am pe hanorac și nici pe tricou, da? Ok. O să conectez pe cea cu color view și vedem ce știe să facă. Oprim puțin înregistrarea. Deconectăm camera și o conectăm la loc. Ia să vedem pe cea cu color view. Poftim. Te rog, ține așa. Da, după cum observați, pus așa, vă transmit din miezul nopții, din câmp și ce surpriză plăcută, faptul că se vede color. Da? Deci acum o să mut pe GoPro. Da, observați, este întuneric. Varianta de cameră Color View își face treaba. Foarte interesant și foarte, foarte plăcut. De altfel, lentila are, se vede ca și o lanternă micuță, dar după cum observați, iarba se vede verde. Da? Și câmpul se vede destul de bine. Mă dau și la o parte. Da, observați cât de bine se vede față de celelalte. Deci practic ăsta e avantajul, faptul că noaptea se vede color. Te gândești că nu e diferență foarte, foarte mare de preț între cele două camere, dar își face treaba, da? E o treabă, nu? Sper că a fost interesant ce v-am prezentat, sper că v-a plăcut și de ce nu, sper să vă prindă bine, pentru că dacă optați în a vă face o variantă de sistem de supraveghere video și vreți să fie ceva mai profesional, este o variantă. Așadar, sper că a fost interesant și sper că v-a plăcut și să ne vedem cu bine, iar până data viitoare fiți pe fază. We'll be right back.